Iubiți frați și surori, vă salutăm cu multă căldură și cu multă dragoste în această zi și ne bucurăm că împreună cu dumneavoastră am ajuns în casa lui Dumnezeu. Mă bucur că împreună cu soția mea Diana am ajuns aici la dumneavoastră. Dorim din toată inima Domnul să vă binecuvânteze. Avem apreciere pentru dumneavoastră că ați acceptat, fie că voit, fie că mai forțat, planul lui Dumnezeu. Atunci când, cu mai mulți ani în urmă, Dumnezeu a hotărât ca cel care vă păstorea atunci, fratele păstor Cornel Bârsan, să vină în Canada. Desigur, poate a fost văzut ca un act care a fost dorit, nedorit, greu de acceptat. Cert este că eu îl văd ca o investiție care dumneavoastră ați făcut-o. Ați îngăduit să se investească un om al lui Dumnezeu într-un alt loc, iar rezultatele peste anii care au trecut se văd în ziua de azi, fapt pentru care noi lăudăm pe Dumnezeu și spunem mărit să fie numele Domnului. Vorbeam cu băiatul dumnealui, cu fratele Daniel Bârsan, care actualmente este păstorul de tineret al bisericii noastre, și discutasem despre planuri de evangelizare care le avem și noi și inițierea unor alte biserici în zonele care sunt în jurul nostru, unde nu sunt deloc biserici de români pentecostali, contextul fiind mult mai diferit în spațiul nord-american. Și discutasem despre faptul că va trebui să poate mutăm câteva familii în zonele acelea, care oricum deja sunt în acele zone, să-i mutăm de la adunarea noastră la acele locuri noi care le vom deschide. Ziceam fratelui Dani, parcă mi-ar durea inima să știu că pierdem acești membri. Zicea dumnealui, dar nu-i pierdem, îi investim. Și investindu-i într-un alt loc, dăm culoare, dăm nuanța acelor locuri și apoi peste ani ne bucurăm de rezultatele care Dumnezeu le dă prin Harul Său. Aceste lucrări le face Domnul, dragii mei. Și cu toate că aici omenește ne doare când suntem despărțiți, când apar fel de fel de schimbări, când vom ajunge acolo și vom vedea rezultatul acestor lucrări, nu vom putea să spunem decât preamărit să fie Domnul. Amin. În această zi, dragii mei, privim la rezultatul unei investiții. Și astăzi am venit înapoi să ne bucurăm, oarecum dacă s-ar putea măcar într-o mică parte, să răsplătim investiția dumneavoastră. Azi venim noi să ne bucurăm împreună cu dumneavoastră și să participăm la această frumoasă, binecuvântată întâlnire. Peste toate familiile din Biserica Betel și nu numai, de pretutindeni, dorim binecuvântarea lui Dumnezeu să vă fie înmulțită. Și după așa cum ne-a lăsat fratele Cornel Bârsan un salut frumos, l-am păstrat și noi mai departe, din partea Bisericii din Chișinău, vă salutăm cu Psalmul 20. Să vă asculte Domnul în ziua necazului. Și oricând veți striga la El, Dumnezeu să vă răspundă. Amin. Dragii mei, aș vrea să citesc doar 3 versete, după care să intrăm în primul mesaj din această zi. Le vom găsi la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, anume versetul 21, 22 și 25. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, mă iertați? De la 21 la 23, pagina 1161. Dacă nu vă este greu, ne ridicăm în picioare ca să dăm cinste al Domnului cuvânt. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Iubiți oamenii lui Dumnezeu, vorbim despre familii în această zi și după călăuzirea care frații au primit-o, câteva subiecte vrem să abordăm. M-am tot rugat, m-am cercetat înainte lui Dumnezeu și am primit acest îndemn. Vom împărți cele două mesaje cuprinzând două categorii de lupte. În primul rând, vom discuta despre lupta aceasta a modernismului, a invaziei divertismentului modern și vrem să observăm cum ar trebui să ne raportăm la aceste lupte și ce ar însemna să conviețuim cu aceste situații oarecum pe lângă noi, că inevitabil nu mai putem fugi din societatea în care suntem și nu putem scăpa de schimbările care s-au făcut, ca în al doilea mesaj să discutăm mai aparte despre legământul făcut în căsătorie
și factorii care pot forța legământul să meargă către dezechilibru și chiar spre rupere. Și cum ar trebui să privim, să combatem aceste lucruri ca să păstrăm până la capăt legământul care l-am făcut înaintea lui Dumnezeu în cadrul căsătoriei. Dragii mei, dacă vorbim despre modernism și despre schimbările care actualmente se văd în viețile noastre, în societățile noastre, am putea menționa că acum, cu mai mulți ani în urmă, înaintașii noștri n-ar fi putut să conceapă ceea ce noi trăim în ziua de azi. Era de neconceput. Ca să nu spunem că ceea ce noi astăzi găsim ca fiind acceptabil, ani mulți în urmă era complet inacceptabil. Era anatema, era un păcat colosal. Gândiți-vă că dezbaterea mare atunci, ani în urmă, era dacă televizorul este voie să-l ai în casă sau nu. Mulți frați spuneau, vădit, e un păcat, e satana, icoana vorbitoare, n-ai voie să-l ai în casă. Astăzi nu mai discutăm despre televizor, că nu trebuie să ai televizor. Mulți încă au rămas cu mentalitatea, televizorul e păcat, nu l-am în casă. Dar fiecare poartă în buzunar o mică jucărie, care e mai mică ca un televizor și mai performantă și mult mai tare ca un televizor. Și pe acest aparat puteți să vedeți ce bunicii noștri nici măcar nu-și închipuiau că se poate vedea. Atunci vedeai ce zădea voie nenea Ceaușescu, cum zicea un frate de la noi, ceașcă. Numai dumnealui zădea voie să vezi ce vrei să vezi. În ziua de azi, ai accesibil la îndemâna ta orice vrei să vezi. Din toate spațiile lumii, din toate spațiile moralității și imoralității, toate sunt accesibile pe gratis, la câteva clicuri distanță. Realizând aceste situații, realizăm cât de profundă este lupta care se dă. Aș face apel către un verset care aș vrea să-l interpretăm. Capitolul 12 din Evrei spune Sfântul Cuvânt despre ceea ce Biblia numește a fi lumesc. Noi avem o categorie de a determina și de a exemplifica oamenii ca fiind lumești după anumite tipare de încredințări personale. De bună oară cineva spune, bă, mânecă scurtă a purta e un păcat vădit. Eu cred că nu-i voie să porți mânecă scurtă. Dacă vede un frate pe stradă vara purtând mânecă scurtă, spune, uite ce frate lumesc. De ce? Pentru că în tiparul său de încredințare, ăla e un om lumesc. Și putem aplica acest principiu la toate celelalte. Observați ce spune Evrei 12 cu versetul 16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc, ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Curvar, acum toți înțelegem ce înseamnă. Măcar că despre Esau nu spune explicit că a făcut acte de curvie, dar comportamentul său a fost ca un act de curvie spiritual și se leagă de cuvântul lumesc. Întrebarea este, ce este lumesc? Cuvântul lumesc după originalul grecesc și facem apel la el nu ca să ne arătăm că știm mai multe, ci pentru că dacă vrem să înțelegem literalmente ce spune Scriptura în anumite contexte, va trebui interpretat corect acest text și aceste versete. De exemplu, noi care vorbim o altă limbă străină, de multe ori facem traduceri dintr-una într-alta. În limba română există o expresie nu prea folosită, dar există. Cum o duci? Adică cum ești, cum e viața, cum te simți. Dacă ar fi să o traducem literalmente, mot a mot, în limba engleză, n-ar face sens. Adică cum o cari, așa ar fi. Car ce? Ce să cară nume? Viața, poșeta, ce să cară? Nu, dar cum o cari? Nu face sens cultural pentru că este o expresie care n-are echivalent. Similar, sunt expresii care atunci când sunt traduse, dacă nu sunt traduse, dacă vreți, cu nuanțele care există, și aia nu se poate face, sunt greu de înțeles. Ce vrea să spună Biblia prin lumesc? Cuvântul lumesc înseamnă cineva care calcă peste prag. Era folosit ca o sintagmă care determina un copil care vrea să vadă care este limita, până unde poate să meargă. Mama îi spune până aici ai voie. Și el nu merge la limită, merge pe lângă limită și tot încearcă să vadă în ce moment scoate mama arsenalul din bucătărie și vine după el să ia corecția. Merge și în momentul când calcă peste prag, peste limita aceea, atunci a ajuns în probleme. Asta înseamnă a fi lumesc. Încerci să vezi până unde este limita. Și dacă ani în urmă frații în vârstă spuneau că era păcat să câte alte vreți dumneavoastră, în ziua de azi noi spunem, astea n-au fost păcate. Au fost încredințările lor. Cert este că oamenii aceștia cu încredințări, zice noi mai slabe, măi, l-au văzut pe Dumnezeu. Au experimentat lucrările lui Dumnezeu.
Dumnezeu lucra prin mâinile lor. Și eu mă întreb, noi cu atâtea libertăți, de ce nu-L mai vedem pe Domnul? Că tot acolo facem referință. Acum 30 de ani a fost o vindecare, acum 40 de ani o vindecare, minuni și semne. De ce nu în ziua de azi? Mai are Dumnezeu mărturie și în ziua de azi, lăudat să-I fie numele. Dar de ce am rămas cu mintea fixată la cele minuni? Nu s-ar putea cumva ca cele compartimente ale vieții bine puse la punct și sisteme de trăire foarte rigide au dat rezultat? Spuneam cuiva despre fratele Vasile Hozan, care este împreună cu noi în adunare, un om al lui Dumnezeu folosit de Domnul. Mulți vor minunile lui Hozan, dar nu vor și pocăința lui Hozan. Spunea fratele Vasile că atunci când l-a chemat Domnul la Sfânta Pocăință, era tânăr, la vârsta de 16 ani a început să umble, să meargă în lucrare, l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, i-a dat daruri și făcea Dumnezeu minuni prin mâinile acestui om. Zicea că așa de fric era să nu-L supere pe Domnul, că dacă trecea pe stradă și era târnat un drapel al României peste o clădire, trecea pe șosea, nu cumva să treacă pe trotuar sub drapel, ca nu cumva să fie considerat ca un păcat înaintea Domnului. Ne spunem, asta clar, e copilărie spirituală. Mă, ciudat că aceea copilărie spirituală a dat naștere la un soi de minuni și semne care noi azi oară vorbim despre ele și nu le mai observăm. Ceva a fost în nuanța aceasta a pocăinței. Ei, de ce spun acestea, dragii mei? Pentru că în ziua de azi ne-am permis o gamă de lucruri care erau complet inacceptabile și de neconceput în vremea aceea. Și ar trebui să le evaluăm biblic ce înseamnă și cum lucrează aceste practici. Din discuțiile cu frații și ce mi s-a prezentat, era vorba de două cuvinte, asaltul tehnologiei și asaltul divertismentului. Și ne uităm la acestea două că oarecum sunt strâns legate împreună. Cum ar trebui să le înțelegem vis-a-vis de viața de familie? Observați că apar deseori anumite întrebări. În spațiul tinerilor și nu numai, este păcat să... Această întrebare pe mine mă deranjează, pentru că pune responsabilitatea acelei situații asupra unei alte persoane care, indiferent ce îți va spune, cel în cauză va zice, el mi-a zis. Și în fața lui Dumnezeu el va spune, Doamne, eu sunt nevinovat, am făcut că mi-a spus ăla. Măcar că acolo nu va merge așa. Acolo fiecare va da socoteală. Și atunci un frate spunea foarte frumos, când cineva vine și îmi spune, este păcat să eu îi spun, da. Dar nici ne-a auzit întrebarea, frate. Da, e păcat. Dar de unde și ce vreau să întreb? Nu, păi dacă mă întreb dacă e păcat, înseamnă că deja în mintea ta ceva roade, ceva nu bate bine. E păcat, probabil. Nu mă întreba, că n-are rost. Este păcat să... Și venim cu fel de fel de întrebări. Aceste întrebări de obicei vizează trei domenii. Ori vorbim despre spațiul libertăților creștine și aici înțelegem că dacă nu sunt principii biblice care combat această practică, este zona aceea nu gri, ci zona aceea în care nu este o lege. Sunt situații care Dumnezeu ne le îngăduie ca libertăți în viața noastră. Ai voie să bei Coca-Cola sau Fanta sau dintre cele două care e mai sfântă? Nici una, nici alta. Adică poți să bei ce vrei vis-a-vis de aceste sucuri, nu altceva. Și atunci putem vorbi despre aspectul libertăților. Aici Dumnezeu îți dă libertate. Dacă vrei să bei ceai, dacă vrei să bei apă, apă minerală, de care apă minerală? Aia din Buzia și voie, care miros ciudat, da, aia de borsec, da, aia... Aici e vorba de spațiul libertăților creștine. Nu este o lege care combate această practică, a bea apă minerală. Aici poți să bei după plăcerea ta de unde dorești apă minerală. Când vorbim acum despre aspectul libertăților, nu se încadrează în principii și creează o gamă de libertăți care noi va trebui să le gestionăm. Totuși, și în situația libertăților apar niște parametri care ne ajută să ne ghidăm viața. Apare o nesiguranță vis-a-vis de practicarea unui lucru. Dacă era siguranță, probabil că nu întrebai. Am voie să beau apă minerală, dar de ce mă întreb această întrebare? Ceva ți-a provocat nesiguranță și atunci va trebui să înțelegem care-i nesiguranța de pus această întrebare. Că mie până acum niciodată nu mi-a trecut prin cap să mă duc la un frate să-i spun, frate, oare e păcat că beau apă minerală? Și încă bea multă, frate, bea foarte multă. Nu mi-a trecut prin cap. Pe doctor poate le întreb, că nu e bine cu carbonul, cu chestiile astea, dar pe frații păstori n-am întrebat până acum de apă minerală. Deci este o întrebare provocată de o nesiguranță. Și ar mai putea să apară
o lipsă de înțelegere a principiilor și a nuanțelor biblice. Noi trebuie să înțelegem corect Sfânta Scriptură și în contextul în care a fost scrisă, principiile fiind atunci ilustrate concret pentru noi, aplicate în viața noastră, ne dau voie să ne creăm un drum pe care putem umbla cu Dumnezeu împreună. Dacă există nesiguranță la înțelegerea biblică, atunci sunt probleme. Sau aș mai adăuga, mai cunoaștem Sfânta Scriptură, o mai cercetăm împreună? Dați-mi voie să vă spun un verset care ar trebui pe toți bărbații să ne pună pe gând, dacă nu să ne bagi în sperieți. Spunem noi, și biblic este, că femeia să tacă în adunări, un cuvânt foarte dur, dar după expresia originală ce înseamnă? Adică femeia n-are voie să predice în biserică, n-are voie să ia cuvântul, să ia conducerea în adunare. Poate spune poezii, poate cânta, se poate ruga împreună cu biserica, poate proroci, asta este complet biblic. Dar să preia cuvântul, să predice, să vină să dea învățătură în biserică, nu este permis. Atunci Pavel face acolo mențiune. În 1 Corinteni, capitolul 14. Dacă are întrebări, să întrebe pe bărbații lor acasă, adică pe soții lor. Și acum eu întreb, câți soți sunt pregătiți să răspundă la întrebările teologice ale soților lor? Știți că și ele, ca și noi, au întrebări? Realmente vorbind. Au întrebări din Biblie. Au nedumeriri. Ce numai noi gândim biblic? Și ele gândesc biblic. Pe noi ne-a mântuit Dumnezeu prin ce? Prin Hristos. Pe ele prin ce, dragii mei? Prin jertfe? Tu prin Hristos. Ca și noi sunt egal mântuite. Și atunci tot cuvântul lui Dumnezeu care ne-a sfințit pe noi, le sfințește și pe ele. Și soția mea are o întrebare. Cum e cu versetul acesta? De ce spune Apostolul Pavel? De ce scrie în Biblie așa ceva? Cum ar trebui să interpretez? Nu că pun la îndoială. Aș vrea să înțeleg. Bărbatul, soțul acelei soții, va trebui să-i răspundă. Noi spunem, ha, să vină păstorul, că asta e domeniul lui. Nu, nu. Biblia nu spune acolo păstorii, spune bărbații lor să răspundă acasă. Și eu întreb, câți bărbați sunt pregătiți să răspundă teologic, biblic, la întrebările soțiilor lor? Dacă nu sunt pregătiți, de ce nu sunt pregătiți? Nu că n-au făcut teologie, că nu trebuie să faci teologie ca să răspunzi biblic, ci înseamnă că pe undeva avem o problemă. Știți de ce venim în adunare, dragii mei? Ca să fim echipați spiritual și să primim învățătură. De aceea noi presăm tare și noi spunem, veniți cu Biblia la biserică. Când noi predicăm, urmăriți-ne în Scriptură. Vedeți că nu vă spunem invențiile noastre, ce v-am spus scrie negru pe alb în cartea aceasta. Mai mult, ascultați predica cu atenție, luați notiție, mă frapează. Este un meci de fotbal, băi, se uită oamenii, nu mai pot de bucurie. Când e gata meciul, pentru următoarea săptămână se tot uită la reluare și la secvențele tăiate din meci, acele goluri care s-au dat și între ei când se întâlnesc discută. Băi, ai văzut cum s-a băgat? Dacă stătea dincolo de poartă, băga gol. Bă, tu nu ești fotbalist, nici expert în fotbal, dar tu le știi pe toate. Așa suntem noi. Și dacă stătea pe teren, mă, și discutăm și analizăm, ascultăm comentatori care explică meciul, o săptămână întreagă numai de meci vorbim. Vii de la biserică acasă, soția au rămas cu un copil bolnav acasă și te întreabă, cum a fost la biserică? Fain! Și ce vorbi, frații? Din Biblie. Și ce au spus din Biblie? Lucruri faine. Dar ce au explicat, ce au învățat? Bă, nu mai știu, dar a fost fain. Adică pe mine mă frustrează asta. Cum de din domeniile astea, a zice eu, lumești, păgâne, cum de să le numim, le știm pe toate și le memorizăm, le savurăm și le tot discutăm, dacă e vorba de un cuvânt al lui Dumnezeu, aici așa trece pe lângă noi ca o pasăre mai departe. Păi ar trebui să stăm împreună, să luăm notițe și ca cei din Berea să discutăm după aceea între noi. Nu că combatem pe frații care au predicat, dar vrem să înțelegem. Bă, fratele, eu spus că așa scrie în Biblie. Chiar așa? Ia să vedem împreună. Ne uităm aici în pasajul ăsta. Bă, să știi că așa e. Dar mai știu că am citit eu undeva că și în cartea cealaltă din Biblie scrie exact la fel. Și se uită și discută frații între ei. Știți ce creștere spirituală ar fi în biserică dacă am face așa ceva? Știți ce am putea descoperi din Sfânta Scriptură? Că vă mai spun ceva. Credeți că Dumnezeu când botează cu Duhul Sfânt are o clasă specială? Cum cumpărăm noi așa? Cumperi pachetul de, cum e, de bronz, de argint și de aur, știi? Are Dumnezeu pachet de platinum pentru păstori? Duhul Sfânt la superlativ. Și la ceilalți, Duhul Sfânt standard. Dragii mei, asta e blasfemie.
Dumnezeu când botează cu Duhul Sfânt, dă unul și același Duh Sfânt. Duhul Sfânt care este în păstor, în proroc, în evanghelist, e același Duh Sfânt care e și în tine care stai pe bancă. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Și dacă Duhul Sfânt, în cel care predică, face descoperiri profunde, crezi că Duhul Sfânt nu te poate lumina și pe tine? Doamne, dă-ne înțelepciune la acest lucru. Și să studiem mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, când vorbim despre aceste întrebări, este păcat să derivă din aceste probleme care noi le avem. Și în special în această eră modernă, o gamă întreagă de practici ne fac să întrebăm aceste întrebări. Realitatea este că explozia tehnologică este fără precedent în era noastră modernă. Pentru că există acum o generație, numită generația I, după iPhone I, care nu știe cum arată lumea aceasta fără tehnologie. Sunt copiii care s-au născut în familiile noastre, cei mai recenți, undeva după anul 2010 încoace. Sunt generația care nu cunosc o lume care nu este tehnologizată. Mi-aduc aminte că eram încă copil și mersesem la un coleg aici în România fiind, nu aveam acasă computer, calculator, cum ziceam noi pe atunci, nu aveam acces la ele și la jocuri. Colegul meu avea acasă computer și spune el, auzi, de seară ne jucăm jocuri. Problema e că tata a pus parolă pe computer și ca să ne putem juca, pe mine nu mă lasă lângă el, dar tu ești musafir, nu-i pasă. Când el scrie parola, uite ce scrie, că atunci prindem parola și după ce se culcă noi ne jucăm. Zici și făcut. Stau lângă tatăl dumnealui și mă uit pe ecran cum scrie el parola, ca să vedeți câtă știință tehnologică avem eu pe la vremea aceea. Acum am făcut mai multe și școală și facultate și am lucrat în domeniul tehnic, dar atunci eram mai la început. Mă uit pe ecran și pleacă tatălui, vine colegul meu, băi, care-i parola? Foarte ușoară. Care-i? Steluță, 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 steluță. Și băi, unde ai ecran, trebuie să zici, dar ce-o scris el pe tastatură? Păi zic, aia a fost pe ecran. Nu-i aia parola, e care-o scris-o el. Ei, dragii mei, generația mea care e încă recentă, că mi-aș dori să fiu mai mare, dar nu mi se dă, încă n-am ajuns la partea de viață care vreau să fiu mai tânăr, încă tot vreau să fiu mai mare. Generația mea încoprins lumea în care era chiar netehnologizată. În vremea noastră s-a tehnologizat lumea. Dar mai generația dumneavoastră, părinților noștri și a bunicilor, ce să mai zic, era o lume complet diferită din ziua de azi. Și vorbim astăzi despre o lume care n-are precedent în rapiditate cu care se dezvoltă și evoluează lumea tehnologică. Similar în același timp, platformele digitale în fiecare zi avansează și se schimbă. Păi gândiți-vă că ani în urmă se vorbește despre inteligență artificială, holograme, a te vedea în spațiu virtual, era ceva din filmele science fiction, așa nu exista, sci-fi, cum se spune. În vremea de azi, deja este realitate. Poți avea meeting la lucru, un spațiu virtual, pui o pereche de ochelari specializați pe ochi și te vezi cu colegul tău din China ca și cum ați fi împreună la aceeași masă. Deci o avansat tehnologia într-un mod extraordinar, fără precedent, și noi nu avem capacitatea să ținem pasul cu ea. De aceea privim la generația asta mult mai tânără, nu adolescenților, a copiilor noștri, care ne întrec net superior la capacitatea tehnologică pentru că ei cresc în ea. Noi încă trebuie să învățăm ce fac ei online. Ei deja parcă se nasc online, nu băgați în sângele lor. Și observați că asta e lumea în care noi trăim. Problema este că această explozie tehnologică a dat naștere la o uniformizare și o conformare asupra gândirii noastre cum n-a fost niciodată. Vreau să vă spun că în spatele acestor tehnici, acestor motoare de căutare și multe altele care sunt platforme online, stau niște minți care sunt foarte luminate și îmbibate de diavolul și care au un scop bine definit, dragii mei, și acela este uniformizarea omenirii. O mentalitate și o gândire în care omul să gândească exact la fel. Și acestea toate se fac fără să vă dați seama. Dați-mi voie să menționez un nume despre care probabil că n-ați auzit niciodată. Numele Edward Bernays. Nu v-aș pune să ridicați mâna cât ați auzit despre el. Dar omul acesta, aparent necunoscut de noi, influențează aproape tot ceea ce facem noi în ziua de azi. Și veți întreba cum. Omul acesta este tatăl propagandei moderne. Era strănepotul lui Sigmund Freud, marele celebrul psiholog Sigmund Freud, care a creat o școală întreagă de psihoanaliză. Și acest băiat, nepot al său, strănepot al său, a preluat învățăturile străunchiului său și le-a încadrat în ceea ce azi noi numim propaganda modernă.
Dați-mi voie să vedeți cât de profund a lucrat omul acesta. Dacă nu greșesc, în anul 1920, era o mare problemă în America pentru că femeile nu fumau. Era ceva neacceptabil ca o femeie să fumeze. Era văzut ca un tabu. Bărbații fumau, dar femeile nici de cum. Și companiile mari de țigări și de tobac au spus, e nedrept, pierdem jumătate din populație, jumătate din venit. Cum am putea să facem femeia să fumeze? Și omul acesta a fost contractat de aceste companii, era bine conectat, să derive un plan prin care să ajute și femeile să fumeze. Și observați ce a făcut omul acesta. S-a făcut o paradă foarte mare în New York, cu ocazia ceva eveniment. Au paradat mai mult și soldați și câte altele și produse cum fac ei. Și el a pus la cale un plan. A luat o grupă de domnișoare, foarte cochete și frumușele, care le-a îmbrăcat specific și le-a făcut cele să intre în parada aceasta. La un moment dat, în timp ce paradau și se plimbau pe stradă, toate la comandă au scos o țigară și au început să fumeze, toate deodată. A fost ceva de neconceput. Repede reporterii au început să facă poze peste tot. Omul acesta era infiltrat și în spațiul acesta al mass mediei. Și s-a pus peste tot în ziare în toată America. Aerul libertății. Și s-a dat conotația acestei mișcări ca un aer de progres și libertate. Imediat după aceea, la scurte zile după aceea, au început să ridice rata vânzărilor de țigări și în special la partea feminină. Dragii mei, gândiți-vă foarte bine, noi suntem conformați de ceea ce oamenii aceștia au făcut. Dați-mi voie să vă citesc un citat din propaganda, ceea ce a scris omul acesta. Manipularea conștientă și inteligentă a obiceiurilor și opiniilor organizate ale maselor, adică felul în care noi ne comportăm, este un element important în societatea democratică. Adică noi vrem să înțelegem cum să manipulăm masele, cum să lucrăm cu ei. Și atunci, cei care manipulează aceste mecanisme nevăzute ale societății constituie o rețea guvernamentală invizibilă care este adevărata putere de conducere a țării noastre. Nu politicienii conduc țara, ascultați-mă bine, ci ăștia pe care nimeni nu-i cunoaște, ăștia care ne bagă pe gât în fiecare zi toate reclamele lor, ăștia sunt cei care conduc țările în care noi trăim. Spune mai departe, suntem guvernați, mintea noastră modelată, gusturile noastre formate, ideile noastre sugerate, în mare parte, de bărbați despre care nu am auzit niciodată. De ce cumperi mașina pe care o cumperi? De ce cumperi hainele pe care le cumperi? De ce cumperi produsele casnice pe care le cumperi? Nu pentru că ai te gândit tu că ar fi bine să ai și tu. Este pentru că ai fost format în mentalitate de aceste lucrări care stau în spate. Eram în anul întâi și când studiasem un curs de psihologie, eram învățați de ce întotdeauna reclamele care se fac cu mașini apare și o domnișoară mai dezbrăcată și foarte tânără. De ce? Pentru că, de obicei, clientela pentru mașini sunt bărbații, sunt cei care cumpără mașinile. Bărbatul este stimulat foarte mult vizual. Văzând întotdeauna o domnișoară tânără, pentru cei în special care nici măcar nu sunt mântuiți, au o reacție văzând aceste imagini. Aceea reacție se condiționează în creierul lor, asociind reacția cu acea domnișoară cu mașina care o vede. Ca într-o zi, mergând pe stradă, văzând aceea mașină, să simt o reacție hormonală că vede o mașină. Să zicem, cred că am luat o rază, cred că am probleme cu mintea. Dar este din cauza că a fost condiționat de-a lungul timpului prin reclamele care s-au făcut. Similar se întâmplă cu absolut tot ce este în societate. Nu vedeți că nici măcar banala gumă de mestecat nu o poți cumpăra fără reclame? Până și aia trebuie să aibă o familie cu un cățel și tot timpul fac baloane pe acolo. Uite, guma care îți dă sens vieții. Și noi cumpărăm guma aia nu că e bună, ci pentru că așa am fost condiționați. Bă, dacă mânc și o gumă din aia, cred că o să mă înviorez, o să fiu mai vesel în viața aceasta. Toate acestea au fost condiționate în mintea noastră și toate acestea pun o presiune enormă asupra familiei moderne. Pe fondul acestui sistem s-au creat o sumedenie de forme de divertisment și acest divertisment a acaparat omenirea. Și în divertismentul acesta se amplasează din nou exact aceleași
lucruri. Întrebarea care se ridică este cât de potrivite sunt aceste practici și elemente care compun divertismentul modern. Întrebarea este, păcat să mie nu-mi place. Eu aș vrea să văd cât de potrivite sunt și să vă ajut împreună cu mine să trecem prin un exercițiu care să răspundem la această întrebare. Revenim că această discuție vizează mai mult aspectul libertăților creștine și a practicilor noastre. Ca să elucidăm această situație, dați-mi voie să vă exprim astfel. Există un set de reguli numite principii, le putem încadra într-un chenar. În chenarul acesta sunt aspectele morale, principiale, peste care nu se poate trece. Ca de exemplu, curvia este păcat, minciuna este păcat. Acum mă întreb, a înșela pe șeful tău că ai lucrat când n-ai lucrat, e păcat sau nu-i păcat? Păi unul spune libertate creștină, da? De unde? Aia se încadrează în principiul minciunii. Principiul acela îți condamnă vehement practica și prin urmare, acest principiu nu-ți dă voie. N-ai voie să minți pe șeful, n-ai voie să furi la ore, n-ai voie să promiți că faci când nu faci, n-ai voie să faci acestea pentru că se încadrează în chenarul principiilor. Aici sunt reguli negru pe alb, unde avem versete în Biblie să combatem toate aceste practici. A înjura, a face mărturie mincinoasă, a pofti, toate acestea se încadrează în principii. În viața creștină, în schimb, mai există un spațiu, numit spațiul libertăților creștine, unde nu avem versete negru pe alb. Spațiul acesta este gestionat de încredințările personale. Și Apostolul Pavel ne învață Roman, capitolul 14. Încredințarea care o ai, ține-o pentru tine. Este pentru tine personal. Aici se încadrează. Unii de bună oară nu beau cafea. Ei nu beau cafea pentru că cred că e un păcat. Vă spun aici o întâmplare care fratele Nelubrie o povestea. Tare hazlie, dar e pragmatică. Erau niște frați duși în Ucraina să ducă niște ajutoare. Ajungând acolo, ajung la o familie foarte săracă și le dau niște ajutoare. Frații cu inimă bună și foarte ospitaleri, cum sunt și românii de altfel, vă rugăm frumos să stați la masă cu noi. Cei care au venit cu ajutoarele și-au dat seama că frații n-au de unde. Să mănânce mâncarea copiilor lor era și rușine. Și nu știau cum să se eschiveze. Nu, nu-i foame, vă mulțumim, nu-i nevoie, nu trebuie. Frații, vă rugăm frumos, dar vă rugăm frumos. Și acum, cum să scape frumos din situația asta? Și unul spune fraților, sorei de casă, spuneau, sorei, dacă vreți, faceți-ne o cafea și ne-i de ajuns. Sora se blochează. Stă un picuț așa atent, face câțiva pași în spate, merge în bucătărie, vine cu soțul împreună. Și amândoi, foarte sobru și foarte serios, spun astfel, fraților, noi ne-am pocăit. Noi de când ne-am pocăit, noi nu mai bem cafea. Dacă vreți, vă dăm o cană cu vin. Dar noi cafea nu mai bem. Este caz real, dragii mei. Deci gândiți-vă la aspectul încredințărilor și profunzimea acestor încredințări. Pentru ei, abia cafea era păcat, păcat de moarte, capital. Abia o cană cu vin, nu era problemă. Deci observați că mintea needucată de principiile Bibliei dă naștere la practici foarte ciudate. Păi dacă mai tragi o cană din când în când, nu-i chiar păcat. E păcat, vă spun eu după Biblie, că nu-i voie așa ceva. Dar în contextul unei cafele, n-ai verset negru pe alb să fii că e un păcat. Și atunci noi aici va trebui să fim foarte atenți. Dacă cineva spune, eu nu beau pentru că mă simt inconfortabil, nu-ți încălca cugetul, nu-i voie. Și dacă altul are libertatea aceea, nu-l condamna că are libertatea aceea, pentru că e dreptul lui creștin, e o libertate. Și libertățile, în schimb, pot să fie îngrădite. Poate vom atinge și partea aceasta și sunt termeni după care putem ghida libertățile și observăm ce este cu adevărat voie și ce nu este voie și chiar nepotrivit. Deci aici e problema noastră. Cea mai mare durere este când luăm principiile și le mutăm în spațiul libertăților. Auzi, principiul ăsta nu trebuie să fie chiar principiu. Aici dacă vrei, faci, nu faci. Vă spun acum ce spuneam și aseară la tineri. De exemplu, acoperirea capului la femei în adunare sau a purta părul lung la bărbați, care nu este voie, a trebuit să fie bărbatul tuns corespunzător, astea sunt principii. Astea nu sunt credințări. Dacă vrei, dacă ai chef, dacă îți place, dacă îți pică bine ziua aia, fă-le. Nu! Astea sunt principii negru pe alb. M-am săturat când tot aud oameni care răstălmăcesc și bat Biblia și torturează textul acela, spunând că aia este culturală din Corint, mă, dragii mei, dar spune acolo Apostolul Pavel, aceasta este obiceiul în toate bisericile lui Dumnezeu. Azi, cum rămâne cu chestia aceasta, că e un obicei la toate bisericile? E o practică și gândiți-vă, de ce scrie Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, prima parte?
Să spuneți sebatic? Nu! Acolo scrie negru pe alb despre structura din familie. Este Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. Asta e ordinea, nu se schimbă în veac, pur lăudat să fie Domnul. Nu are voie nimeni să treacă peste asta. Și în contextul acestei ordini se exemplifică în viața practică prin faptul că bărbatul n-are voie să-și acopere capul la închinare și femeia trebuie să-și acopere capul când sunt prezența lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, ăsta e principiu. Nu scoateți de acolo, spuneți, asta dacă ai chef să le faci, că nu-i voie. Pe când apar spațiile din libertăți și unii vor să le bage în principii. Asta este literalmente legalismul. Când iau libertățile noastre sau încredințările mele și le ridic la rang de principiu. Și acolo spun, dacă faci asta, merge în iad. Îmi spunea un frate, tare scump de altfel, da? Așa, mai simpatic. Frate Andrei, să ai mare grijă. Mulți au început cu Duhul Sfânt și au sfârșit-o cu cravata. Pentru fratele, cravata era apogeul căderii în păcat. Cravata este un accesoriu vestimentar pentru costumație de costum care o purtăm noi. În lume de business așa se îmbracă. Câte unul spune, pe asta este o mare mândrie. Bun, mă, și tu ai iPhone ultima clasă. Aia nu-i mândrie, nu. Ai mașină de lux în parcare, aia nu-i mândrie. Dacă ai pus cravata, e în iad. Observați, sunt încredințări. Și e încredințarea aceasta și o ridici la rang de principiu. Și pe baza asta descalifici frații la mântuire. Asta nu-i voie. Păstrează-ți încredințarea care o ai. Rămâi în ea. Și apoi, în acest spațiu, să rămână unde trebuie să fie el. Precum principiile să rămână unde trebuie să fie ele. Atunci viața creștină este echilibrată. Și ne reîntoarcem. Cu privire la divertismentul modern, care ar putea include o gamă foarte vastă de lucruri. Aici vorbim despre filme, show-uri, televizual, muzică, dans, sporturi competitive, jocuri digitale, aparate digitale, shopping, că și asta devine un fel de divertisment, mersul la mall, paharul de vorbă, hai să bem o cafeluță, să stăm de vorbă împreună. De obicei implică un pic și de bârfă, multă bârfă pe lângă ele. Că un pahar de vorbă spui multe lucruri. Că nu spuneți mie că la un pahar de vorbă, semne de vorbă din Scriptură, cum mi-a mers Pavel pe mare, ce bătaie au luat Pavel, cum a predicat Scriptură. Da, vorbim despre păstori, despre frați, comitet, cei de acolo, sora care vine la biserică, nu știu cum, aia vorbim noi între noi. Și noi spunem, da, noi nu-i vorbim de rău, noi nu analizăm situația cum este. Bă, care din noi ne-a pus Dumnezeu comentator bisericești? Ne-a pus omul să fim frați și sorori în Hristos, mijlocitori în adunare. Ei, de a mijloci ar fi bine. Noi ne place să comentăm, să analiști religioși. Doamne, iartă-ne de aceasta. Toate acestea se încadrează în contextul de divertisment. Divertismentul, de fapt, înseamnă o petrecere ușoară, agreabilă și de scurtă durată. Adică un timp în care să te înveselești. Asta înseamnă divertisment. În istoria noastră agrară veche, omul nu avea timp de divertisment, pentru că se scola odată cu lumina, mergea la prășit, făcea la câmp treaba câmpului, venea acasă, îngrija de copii, pe când deja își dea seama era întuneric. Ce să facă? Se culca, că vinea a doua zi cu lumini iară. Și uite, așa mergea viața. Nu era timp de divertisment. Ei, în vremea asta modernă, pentru că am avansat tehnologic, dispune de mai multe aparate, ne-am făcut viața mai ușoară. Și prin urmare, ne putem gestiona viața mai ușor. Avem mai mult timp liber. Nu-i ciudat? Că bunicii noștri n-aveau nici mașină de spălat, nici tractor, nici câte altele și nu s-au plâns că n-au timp. Aveau timp. Aveau timp de prășit, aveau timp de biserică, de venit la adunare, de copii, de crescut, de familie. Aveau timp. Noi avem toată tehnologia din lume și, frate, n-avem timp. Băi, așa zboară timp, n-avem timp. Sau s-ar putea că noi consumăm timpul cum n-ar trebui și ne mirăm după aceea că nu mai avem timp. Doamne, iartă-ne că atât de mult timp irosim înainte lui Dumnezeu și vreau să vă spun că nimica nu costă mai mult ca și timpul în lumea aceasta. Banii vin și pleacă. Poți să faci bani cu căruța, poți să n-ai bani. Ăștia vin și pleacă. Dar timpul niciodată nu mai poți să-l recuperi înapoi. Ăsta e un dar din partea lui Dumnezeu. În fiecare dimineață, Dumnezeu îți oferă 86.400 de secunde. Atâtea sunt în 24 de ore. Și m-aș întreba, dacă o bancă ți-ar da în fiecare zi 86.400 de lei sau de dolari sau de euro, ce-ați face cu ei cu condiția că trebuie consumați toți în ziua aceea? Ai de mine, am construit numai de dragul de a construi ca să nu cumva să pierdem banii, că te-ar durea inima să pierzi banii aia. Faci orice poți, cu mențiunea că nu-i poți căra în a doua zi, numai în ziua aia. Am face tot ce-mi știi cu ei, am cumpărat aproape, numai ca să cumpărăm, să ne asigurăm că am consumat banii.
Și Dumnezeu le dă în fiecare zi 86.400 de secunde, dragii mei. Ce facem cu ele? Irosim mult și nu ne pasă că oricum vine și mâine. S-ar putea mâine să nu mai vină, că în fiecare dimineață e un har din partea lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne înțelepciune la aceasta. Divertismentul modern, dragii mei, îngăduiți-mi ca să ne uităm un picuț la aspectul acesta al divertismentului și să explicăm o situație. Cum am putea noi să înțelegem cele care sunt nescrise biblic în lumina Sfintelor Scripturi? Și iau un exemplu, pe scurt îl făceam și aseară, îl fac împreună cu dumneavoastră. Haideți să evaluăm cum este cu privitul la filme. Sunt familii care practică aceasta ca un ritual familial. Și ne întrebăm, este potrivit, este drept, e păcat, te duce în rai, te duce în iad, cum ar trebui să evaluăm? Dați-mi voie să le privim împreună. Unii motivează că de vreme ce nu scrie în Biblie negru pe alb despre filme, fumat, drogul, mol, televizor și astea practici, nu sunt interzise. Tăcerea lui Dumnezeu prezintă un spațiu al libertăților creștine. V-aș cita acum din Galateni, din capitolul 5, să observați capitolul 6, să observați ce spune Apostolul Pavel 5, cu versetul 18. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările. Acestea toate sunt nepermise. Negru pe alb sunt păcate. Dacă se oprea aici, Pavel era simplu. Le-ai făcut sau nu le-ai făcut pe astea? Dar Pavel mai adaugă ceva interesant, anticipând prin Duhul Sfânt știind că abia să ajungă și la noi Biblia asta în anul 2023, aici la Betela Botoșani, și spune astfel, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Lucruri care seamănă cu acestea. Și el spune așa, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. E simplu. Cine face așa ceva, merge în iad. Că dacă nu merge împărăția, nu se merge altundeva decât în iad. Deci e foarte simplu. Și acum întrebăm, bă, dacă mă uit la un film, merg în iad? Păi, hai să înțelegem cum analizăm noi un film. Vă pun o întrebare. A curvi este păcat sau nu? E păcat. Să nu care cumva să îndrăznească cineva să spună că ar fi context. Nu, nu. Din Geneza până în Apocalipsa, dacă ăsta nu-i păcat, păi, dragii mei, nu știu ce-i păcat atunci. Că în toate cărțile e condamnat vehement. Curvie este un păcat. Păcat mare. Grosolan. Problema noastră este că am îndulcit păcatul și am redus standardul lui Dumnezeu. Nu mai spunem curvie, că parcă doare așa zgâri la urechi în biserică. Nu, nu, nu. Imoralitate, indecență. Dragii mei, spuneți că exact cum e în Biblie. Curvie, aia-i. Să ne fie scârbă de el. Să nu care cumva să creadă unul că dacă îl face, acum știi cum e Dumnezeu cu mila, mai trebuie să ne bagi și pe noi în rai. Pocăiți-vă, dragii mei, să ne pocăim cu toți, nu care cumva să dăm voie să ajungem la practici morale. Deci, curvie e curvie, e păcat. Aș mai pune o întrebare. A te îmbăta este păcat? E păcat. Acum unii vin aici cu fel de fel din tortiochier, că de fapt îmbătatul e păcat, cât un păhărel nu e chiar păcat. Dacă nu vrei să te îmbeți, garantează-mi mie că nu te vei îmbăta dacă bei un pahar. N-ai cum să garantezi. Eu îți pot garanta 100% că n-am să mă îmbăt niciodată. Pentru că niciodată n-am băut primul pahar. Și dacă nu beau pe primul, n-am cum să ajung la îmbătat, că n-am băut primul pahar. Dacă ai băut deja unul, garantează, n-ai cu ce garanta. Și sunt multe alte principii, dragii mei, care combat problema băutului. Noi suntem oameni care practicăm abstinența totală vis-a-vis de alcool. Nu este permis. A te îmbăta, a bea, este destrăbălare. Dimpotrivă, în distinție totală, spune Pavel, dihotomic, fiți plini de Duhul Sfânt, Doamne ajută. A te îmbăta este păcat. Și aici e clar că termenul a îmbăta în Biblie, totdeauna combătut, e un păcat grosolan. Abate, violență, este păcat, nu-i voie. A fura, este un păcat, este un păcat. A minți, este un păcat, este un păcat. A înjura, spune cuvinte porcoase, păcat, e păcat negru pe alb. Bun, pentru toate aceste practici avem negru pe alb scris în Sfânta Scriptură. Acum punem în contradistinție un film. În Biblie nu scrie nici unde că cel ce se uită la imagini rulante va merge în iad. Și nu exista în vremea aceea filme.
Dar putem să observăm câteva argumente care stau, dacă vreți, împotriva unui film banal. Prin urmare, filmul arată scene care arată violență, curvie, îmbătare, furt, minciună, înjurături, expresii vulgare și multe altele. Toate acestea sunt arătate în film. Apostolul Pavel spune lucruri asemănătoare cu acestea. Adică tot ceea ce vedem acolo se încadrează în lista acestor practici condamnate. Dacă cineva vă invită la un banchet să stați la masă și să beți împreună cu ei, ce ați spune? Eu la așa ceva nu pot să mă duc. Eu sunt copilul Domnului, n-am voie să fiu în astfel de loc. Bun, și acum noi ne facem părtași cu niște actori care exact asta practică prin scenariile lor, prin actoria lor. Noi ne facem părtași cu aceste lucruri. Și în Psalmul 50 spune foarte clar că dacă vezi un hoț, te unești cu el, te unești cu preacurvarii, adică devii una cu ei prin practica care o observi și care o îngădui să fie pe lângă tine. Păi noi care suntem mântuiți, născuți din nou, suntem transportați, dacă vreți, spiritual în alt mediu. Măcar că încă suntem aici, pe pământ, noi suntem spiritual vorbind cu Hristos în locurile cerești. Prin urmare, noi suntem legați de Domnul. E ca și cum ai scoate un pește din apă și îl bagi pe pământ. Ăla moare, că nu e în mediul lui adecvat. Sau iei un om și îl bagi în apă forțat și îl ții acolo. Ăla moare, că nu e în mediul lui. Eu, ca și creștin, sunt construit pentru un mediu spiritual curat. Dacă intru într-un mediu murdar în care se bea, se înjură, se curvește, se fac lucruri murdare, eu fac o reacție alergică. Cum sunt unii care dacă mănâncă alune sau ceva, mor, literal, se umflă gâtul și mor. Este șoc anafalactic, moare pe loc. Similar, creștinul trebuie să aibă o reacție violentă împotriva păcatului. Eu nu pot sta într-un astfel loc. Simt că cade pe mine clădirea, trebuie să fug afară. Mi-e groază să stau acolo. Bun, n-am sta într-un bordel. Cam crede că ne-ar nimici Dumnezeu pe loc. N-am stat într-un bar la crâșmă. N-am stat într-un loc în care se spun cuvinte porcoase și înjurături. N-am stat cu nevoie. Dar stăm în fața unui ecran în care ascultăm, vedem și dacă vreți contribuim prin plăcerea noastră care o savurăm exact la aceste lucruri. Acum eu vă întreb, e normal să te uiți la un film sau nu, dragii mei? Nu v-am spus eu că e păcat, că-n iad cu voi. V-am întrebat, e normal, bazat pe ce am argumentat logic, după Sfânta Scriptură și alte lucruri asemănătoare cu acestea. E normal să te uiți sau nu? Sigur se implică, bun, dacă mă uit pe YouTube cum să tai un lemn, trebuie să fac ceva tâmplărie și mă, e un păcat asta? Păi judecați voi singuri, dragii mei, lucrurile care le vezi, la ce te îndeamnă, ce spune, ce te învață, urmărești secvențe dintr-o istorie. Nu e un păcat asta. Vorbim aici despre aceste practici care vin dintr-o societate care e imbibată cu păcatul și făcută intenționat să strice mintea oamenilor. Și apoi noi spunem, lasă că Dumnezeu trebuie să ne ierte și pe noi. Zicea unul, oricum trebuie să ne bage Dumnezeu în rai, că mai bun ca noi nu are. Vai de noi, vai de noi! Că la potop doar 8 oameni au scăpat. Din Sodoma și Gomora, doar 4 au scăpat și numai 3 au mers până la capăt. Nu uitați că ginerii și fetele lui Lot au rămas în Sodoma. Erau copiii lui. El a încercat să-i scape și n-au vrut. Au murit împreună cu sodomiții. Dumnezeu e sfânt, dragii mei. Amin. Să nu ne jucăm cu sfințenia lui Dumnezeu. Că s-ar putea într-o zi să coboare sfințenia Domnului și să ne îngrozim de ceea ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Negru pe alb, toate practicile dintr-un film sunt păcat. Și atunci ce fac eu urmărind secvențe care duc la păcat? Care incită la păcat? Psalmul 50 spune mai departe, iată ce ai făcut și eu am tăcut și ai crezut că eu sunt ca tine. Ziceam aseară, numai pentru că nu te-a trăznit Dumnezeu când te-ai uitat la un film, nu înseamnă că ai voie, ai văzut, m-am uitat și n-am murit. Dragul meu, ăsta e harul lui Hristos care încă te mai acoperă. Hristos încă mijlocește în fața Tatălui. Nu vă jucați cu sfințenia Domnului. Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt întru totul, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. În toate domeniile vieții, Doamne ajută! Atunci, cum am putea noi să evaluăm ca și familii divertismentul modern și practicile contemporane tehnologice vis-a-vis de familia noastră.
gata, la noi în familie, nu televizor, nu celular, nu laptop, n-ai voie nici internet, noi numai rugăciune, post și sfințire. Realitatea e că nu putem să facem asta în sensul că lumea în care trăim necesită aceste lucruri. Inevitabil, toți avem telefoane. Eu primesc mesaje din Canada și acum, peste zi, mă sună frații, vin mesaje, îți de acasă, trebuie să răspund. Și la mii de kilometri distanță. E normal, avem nevoie de ele. E-mail-uri, îmi scrie de la oraș, îmi scrie de la alții. Toate acestea vin pentru că avem nevoie de ele. Avem nevoie de laptop, de computer, lucrăm la firme care necesită. Am programat lumea aceasta în tehnologia ei prin aceste elemente. Avem nevoie de ele. Copiii noștri cresc într-o lume tehnologică. Trebuie să știe cum lucrează. Nu spune că este un păcat totul și nu ai voie absolut nimic. Dar cum ar trebui să evaluăm ca și familie aceste lucruri? A spune în primul rând, fugiți de orice apariție a răului. Versetul 22 din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, spune, feriți-vă de orice se pare rău. Nu spune ce e rău, ai învederat. Orice are o apartenență, o apariție, o ilustrație, ce seamănă cu răul. Eu v-am spus așa, deci dacă eu mă gândesc la un film de la Hollywood, ăla de 2 ore jumate, ăia vin, sar, taie capul la unul, înviază, se culcă împreună, ies afară, și în final, cu un soare care apune dragoste până la sfârșit. Dacă te uiți la așa ceva, toate acele au umbre de imoralitate. Păi ce vreți, dragii mei, să mă uit la film, să fac numai așa și așa, așa la fiecare secvență când nu-i voie și am prins colțul ochiului, vai, Doamne, iartă-mă? Nu, dacă are ceva rău, mai bine mă feresc. Mă feresc, fug de el, n-am de face cu el, nu stau în cameră cu el, ca nu cumva să-mi pătez haina. Feriți-vă de orice se pare rău și aplicați aceasta la orice. Ai noștri copii vor să se joace pe o tabletă, pe un telefon. Acum întrebare, e păcat, merge în iad, e voie, nu-i voie? Mă reîntorc ca familie, gestionați. Am 9 copii. Nu-i ușor. În vremea de astăzi să crești, dragii mei copii, într-o vreme în care copiii noștri sunt asaltați în continuu. Vă mai spun ceva ce mă doare. Ca păstor, este și o problemă a lipsei de uniformitate în biserică. Nu sunt de acord cu uniformitatea. Suntem frumoși în ziua de azi, că dacă vă uitați de jur împrejur, suntem toți diversi. Fiecare este îmbrăcat diferit, decent, dar diferit. Și nuanțele acestea de diferență ne fac frumoși. Păi dacă toți eram exact la fel, ce plictiseală era viața aceasta, nu? Dacă toți copacii de afară arătau exact uniform, fiecare piatră și stâncă, cum arăta lumea aceasta? E frumoasă România, că atâta diversitate de faună vezi, de munți, de flori, de câmp, de câte vreți dumneavoastră, totul e frumos că e divers, e lucrarea mâinilor Domnului. Și noi toți suntem diferiți. Uite la noi! Cât e unul înalt ca un brad. E frumos că e înalt. Unii mai micuți și rotunjel. Așa l-a dat Dumnezeu. Fiecare e frumos în felul lui. Asta e frumusețea Domnului. Diversitatea nu e problemă. Dar la un anumit nivel, în principii în special, ar trebui o relativă uniformizare. Ca de exemplu, dacă eu aș spune ca tată, nu e normal copilul meu la vârstă de 10 ani să stea pe TikTok, pe Snapchat, pe alte platforme, nu e normal. Nu cred că e normal ca un copil la vârsta aceea, când de-abia încă îi se creează conceptul intelectual, să-l infectez cu lucrurile astea, ca să nu mai spun că zic unii părinți, frate, eu habar n-am ce face el acolo, numai Dumnezeu cu mila. Greșit! N-ai voie în ziua de azi, în anul 2023, ca părinții să spui, eu nu știu. Dacă tu nu știi, sună pe cineva care știe, n-ai voie. Este o abdicare de la responsabilitatea care o ai. N-ai voie să faci așa ceva. Gândește că vine un doctor, nu-i specialist în domeniul tău, spune, bă, nu știu, lăsăm așa, vedem ce-a fi. Pă, domn doctor, nu-ți rușine. Cheamă un specialist, eu mor aici. Bă, eu nu-s pe inimă, cardiologul cu inima, nu-i cardiolog pe aici, a, să-i mori. Nu vreau să mor, vreau să trăiesc. Adu-mi un cardiolog. Dacă tu nu ești expert în domeniu, nu-i bai, că nu-ți cer să fii expert în domeniul tehnologic. Cheamă pe cineva care este expert. Sunați la un prieten, un alt tânăr din biserică care are darul acesta. Cum pot să-mi protejez copilul? Îi dau o tabletă, îi dau un telefon, dar pun un filtru pe el să nu vadă porcărie acolo, să vadă pornografie și alte mizerii. Am grijă cât timp stă pe el, că el spune că se culcă. Și până la 4 dimineața stă pe telefon. Era un copil adus la o consiliere, la un psihiatru creștin. Și au găsit tulburări psihice foarte grave. Și au întrebat cum a ajuns acolo. Copilul spunea că a vrut și el să fie încadrat într-un grup de prieteni la școală.
Un grup de copii de la liceu, mult mai mari ca și el, i-au făcut un favor și l-au luat cu ei. Băiețelul acesta, tinerel, așa s-a simțit de important. Păi băieții ăștia mari, să-l vrea pe el împreună cu ei, a fost ceva excepțional. S-a aliniat cu ei și ăștia îi spun, acum dacă vrei să fii cu noi, tu va trebui să asculți muzică ca și noi, să faci ce facem noi. Și au dat un CD cu muzică satanistă. Și copilul acesta noaptea, când se culcau părinții, stătea toată noaptea și asculta muzica aceasta. N-a mai dormit bine, i-au inundat demonii capul cu tot ce a ascultat și a ajuns cu tulburări psihice și depresie. Un copil mic, la vreo 10 anișori. Și acum repară, dacă poți, după așa situație. Dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Mare, mare atenție la ceea ce permite să stea mâna copilor noștri. E necesar să trăim într-o lume modernă, pentru că aici suntem și să ne adaptăm la aceste nevoi, dar cu filtru și cu mare atenție. Educați-vă ca și părinți, dacă nu știți dacă ceva este bun sau nepotrivit. Treceți prin filtru libertățile dumneavoastră creștine. Vă dau un test foarte simplu. 1 Corinteni, în capitolul 6, Apostolul Pavel ne prezintă cum ar trebui să analizăm libertățile noastre. Versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 1 Corinteni 10, cu versetul 23. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Trei teste simple. 1. Este de folos. 2. Pune stăpânire. 3. Zidește. Spiritual vorbind aici. Și acum aplicați acest test la orice practică. Ca de exemplu, luăm filmele, da? Filmele sunt de folos? Cineva va spune, utilitatea lor este strict în divertisment și în a mă relaxa după o zi grea de muncă. Bun. Să spunem că ai avea un argument. Mă uit la un film, o comedie, nu nimica porcos, murdar, mă uit să mai râd și eu un picuț. Na, am greșit cu ceva, mă ajută să mă relaxez. Bun, e un argument. 2. Pune stăpânire? S-ar putea. Pentru că sunt oameni care, căsătoriți, maturi fiind, sunt obsedați. Nici măcar mâncare nu și-o pot mânca fără televizorul rând imagine în spatele lor. Deci este o problemă. În al treilea rând, zidește spiritual. Te ajută să crești spiritual. Răspunsul probabil este nu. Pentru că ceea ce vezi acolo nu te ajută. Și după ce ai supus la acest test de trei întrebări, orice practică, îți dai seama dacă este bine sau nu. Banalul, să bei apă minerală, îi voie? Păi de folos? Da. Când mi se e foarte folos. 2. Pune stăpânire. N-am auzit până acum un om cu dependență de apă minerală. Poate este, n-am întâlnit eu. 3. Zidește spiritual, este amoral. Nici moral, nici imoral. E apă. E nevoie pentru viață. Oare cum mă susține ca să mă zidesc spiritual? Să rămân în viață. Doamne ajută. Deci, pot să beau. Bea, fratele meu, că n-ai nicio problemă. Deci, așa testăm orice libertate. Gândiți-vă la ceea ce vă dați voie să practicați în familie și supuneți la test. Un joc al unui copil. Întrebarea este, îi de folos? Mă, poate ține un pic ocupat, așa, așa. 2. Pune stăpânire? Se poate. Sunt copii care ajung la o dependență încât nu mai pot să se oprească. Sunt copii, cazuri concrete, care și-au omorât părinții pentru că le-au tăiat internetul și nu au mai avut voie să joace noaptea. Zidește spiritual? Păi depinde ce joacă. S-ar putea să fie cu omor, cu crime și te trezești că ai crescut un criminal în serie în casă. Cum? Lăsându-l de mic să se uite numai la astfel de scene violente. Am ajuns fără empatie. Uitați-vă la noi, dragii mei. Cade unul pe stradă leșină, prima reacție, știți care este? Facebook Live. Băi, eu căzut pe jos. Să vezi cum o căzut. Eu țâșnim sângele pe nas. Iertați-mă, deci e violent ce spune. Asta e realitatea. Nu mai vezi pe unul care să fugă la el, sună ambulanța, cheamă pe cineva să vină repede. Nu, filmăm. Și stai și îl filmezi. Omul săracu moare în chinuri și tu îl filmezi. Așa de dezrădăcinați psihic am ajuns. Din cauza tehnologiei. Pentru că văzând numai capete decapitate în fiecare zi prin jocurile violente, prin filme și altele, am fost distruși. Nu mai există empatie. Acel simțământ uman de a ne păsa unul de celălalt. Și în ultimul rând, încadrați toate aceste lucruri în glorificarea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 10 cu versetul 31. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, toate să se facă spre slava lui Dumnezeu. Ceea ce faci tu îl glorifică pe Domnul? Muzica lumească care o asculți, care îți vine să dansezi și să joci, îl glorifică pe Dumnezeu?
Păi toată muzica modernă, lumească, e îmbibată, stoarsă în imoralitate, dragii mei. Ia-mă, trage-mă, pune-mă, fă-mă, e vulgar, dar asta e realitatea, dragii mei. Înainte vreme, când eram noi copii, hai că mai era așa cât un cântec cu tentă sexuală, foarte ascuns, numai adulții îl înțelegeau. Păi acum și bebelușii înțeleg ce vrei să spui, e clar, după felul în care se spune în cuvinte. Îți cuvinte explicit vulgare. Asta e muzica care se cântă. Păi cum dă slavă lui Dumnezeu așa ceva? Te miri că nu te mai poți stăpâni, că nu mai ai stăpânire peste trupul tău, tânăr și căsătorit fiind. Vezi cât e unul care spune, frate, nu mă pot stăpâni, am nevoie în continuu numai de împlinire sexuală. De ce? Probabil că ceva în viața ta îți provoacă acele stări. Și nu uitați că spunea Apostolul Pavel, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, Duhul, Sufletul și Trupul. Toate elementele persoanei noastre vor trebui păstrate întregi. Nu-i destul că ți-ai păstrat trupul de la păcat, dar sufletul a fost contaminat, în care ai băgat în el fel de sentimente păcătoase, foarte mare atenție. Și închei cu ultimele observații. Familiile și family time la televizor, adică timp de familie la televizor. Eram în pandemie, în plină pandemie, am fost foarte constrânși. Și ni se spune despre cei care erau acasă, noi eram la 5 la adunare, transmiteam live programul, întreabă un copil, un alt copil la alte familii, noi suntem la adunare, erau acasă împreună online, urmăreau programul, voi ce faceți? Și ăla spune, noi ne uităm la un film împreună cu familia. Fain, mă, fain. În timp de plină pandemie, când nimeni încă nu știam ce e cu virusul ăsta, e real, nu e real, chiar mor oameni, nu mor, chiar la început, eram toți în stresul ăla de la început, când eram constrânși, închiși cu biserica, pentru prima oară în istoria noastră am ajuns să închidem biserica, era ceva de neconceput. În timpul ăla, tu stai la film împreună cu familia, când biserica e la părtășie. Fain, fain lucru. Familii tinere se căsătoresc. Și timpul de familie, de unitate familială, petrec la film. Stau împreună. Și acum vă pun o întrebare. Cât de sănătos este? 2 ore și jumătate, fel de scene, după care închizi televizorul, te bagi în pat și te culci. Ce ai învățat despre soția ta? Îi plac macaronele cu brânză sau nu? O întrebare banală, dar reală. Păi, ce fel de flori îi plac? Păi, ca soț, tu trebuie să înțelegi acestea. Trebuie să le percepi. De unde le înveți? Prin discuții. Tu, soră, ce-i place la soțul tău? Tu poate îi faci în fiecare zi gris cu lapte. Și vreau să mânce lapte cu macarone sau cine și altceva. Nu. Niciodată nu ți-a venit în cap să-l întrebi. Păi când să-l întrebi dacă n-ai timp? Că dacă timpul tău de familie, de construcție, de zidire familială, îi ancorat doar pe niște practici care te fac un robot, așa ca un zombie, stai numai la televizor, ce-o mai rămas? Ca să mai discuți despre familie. Și noi ne măgulim că asta înseamnă timp de familie. Am crescut împreună ca și familie. Astăzi, practic, dragii mei, care duc la distrugerea familiei. Banca a rămas șocat. Pe platforma Netflix, care este o arhivă mare de filme, s-a pus un film de-a dreptul blasfemiator. L-au portretizat pe Domnul Hristos ca un imoral cu ucenicii. Chestii care numai lumea păgână putea să facă. Și auziți, toți creștinii fac boicot, supărați, să scoată filmul ăsta de acolo. Băi, noi suntem normal la cap, iertați-mi expresia, dragii mei, iertați-mi îndrăzneala, suntem normal la cap? Apoi, noi ne doare că l-o portețat pe Hristos imoral. Dar asta e lumea în care trăim, ce vreți să fie sfinți? Bine că n-am boicotat pentru filmele alealte, cu câtă măgărie și mizerie și murdărie în ele. Alea nu ne doare, asta ne deranjează pe noi. Păi ce căutăm acolo în primul rând? Pe o platformă care e făcută spre dezonoarea lui Dumnezeu. Noi boicotăm ca să scoată la afară. Gândiți-vă la ce am ajuns, cât de confuz spiritual am ajuns. Mă întorc. Bătrânii noștri nici n-ar fi conceput că e posibil să facem așa ceva. Și am ajuns aici pentru că am pierdut din vedere cât de sfânt este Dumnezeu, dragii mei. Vă dau un simplu exemplu și am încheiat. Fratele Vasile Hozan, consemnat despre fratele Vasile Opri, și un om care Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt la 7 ani. I-a dat dar de prorocie la 7 ani, îl folosea Dumnezeu într-un mod excepțional. Când au venit frații să verifice dacă lucrarea este autentică, acest băiat la 7 ani, asta e vreo câțiva zeci de ani buni în urmă, acest băiat la 7 ani prorocește la unul din proroci. Bărbatule care a venit să încerci lucrarea, un copil de 7 ani cum ne judecă lucrurile astea?
Când te vei întoarce înapoi acasă, la tine în șopru, va fi o pagubă. Amin. Ajunge fratele acasă, i-a murit calul în șopru. Ei, o vorbit Domnul. Copilul ăsta la 7 ani prorocea. La vârsta de 11 ani merge împreună cu tatăl său în altă biserică. Și mergând acolo, îi spune tatăl său pe drum, știi că practica era atunci, trebuie să ne mărturisim. Fratele păstor va sta la ușă și când intrăm în biserică va trebui să ne mărturisim. Gândește-te că ai ceva de mărturisit. Ajung la biserică și un copil la 11 ani este întrebat de fratele conducător, ai ceva de mărturisit? Și el spune, nu. Sigur n-ai ceva de mărturisit? Nu. La care întreabă iară, chiar n-ai nimica de mărturisit? Și zicea dumnealui, tatăl său s-a simțit jenat. E un copil de 11 ani. Ce să mărturisesc un copil de 11 ani? La care fratele conducător, proroc fiind și el îi spunea astfel, este adevărat că ești botezat cu Duhul Sfânt? Nu-l cunoștea. Este adevărat că ai darurile Duhului Sfânt, dar e tot atât de adevărat că ai nevoie de mărturisire ca toți ceilalți. Adu-ți aminte, când te jucai împreună cu un alt copil, te-ai supărat pe el și ai spus, porcule. Deci, în momentul acela mi s-au deschis ochii și mi-am adus aminte. Așa au fost. Mă jucam afară, m-am întrebat și am spus, porcule. Și am mărturisit că am făcut aceasta. Eu vă întreb, dacă pe un copil de 11 ani l-a oprit Duhul Sfânt la ușă, că a spus, porcule, oare pe noi, pentru ce ne-ar prinde Duhul Sfânt, proverbial vorbind, cu radarul? Cu ce? De ce nu mai coboară Domnul în adunare? De ce nu se mai fac semne și minuni? De ce nu mai sunt prorocii cum era odinioară? Dacă ar începe Duhul Sfânt să vorbească cum vorbea odinioară, pe nume lucrurilor, ori am cădea cu fața la pământ și ne-am pocăit din toată inima, ori am fugit afară din biserică, dragii mei. Asta e realitatea. Noi și înjurăm și țipăm și ne batem și păi venim în adunare, oameni sfinți pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște, dragii mei. Asta ne responsabilizează. Cu mine primul în frunte. Hai să ne pocăim din toată inima. Și să judecăm dacă aceste practici sunt bune sau nebune. Judecați-vă, judecați-le după Sfânta Scriptură. Feriți-vă de orice se pare rău. Amin.